Le mulțumim încă o dată colaboratorilor noștri din Australia pentru imagini și vorbim în continuare despre cei 50 de ani de relații diplomatice bilaterale cu Australia, împreună cu excelența sa Anineta Bărbulescu, ambasador în Australia și Noua Zeelandă. Bună seara și bine v-am regăsit, doamnă ambasador! Bună seara, mă bucur să vă aud! Martie pare să fie luna României în Australia. După evenimentul din 11 martie, știu că pregătiți o altă acțiune de excepție. Despre ce este vorba? Este adevărat, în Australia se suprapune în mod fericit centenarul Marii Uniri cu semicentenarul relațiilor diplomatice. De altfel, la 18 martie 1968 s-au stabilit relațiile diplomatice între Australia și România. Și în acest context mi s-a părut normal să organizez, suntem în pregătire acum în ultimele zile înainte de marcarea acestui moment la 23 martie cu un eveniment sigur dedicat semicentenarului relațiilor diplomatice, dar și unor istorii ale contactelor între români și australieni peste timp. Există foarte multe povești absolut fascinante. Da. Și o astfel de poveste fascinante este aceea a colecției Tyler. Și vă rog să ne spuneți pe scurt această poveste. Un economist australian, șef al reprezentanței Fondului Monetar Internațional în România în anii 70-80, Geoffrey Tyler, pe numele său, a intrat în relații de prietenie și în protipentada artistică a Bucureștiului și a început să colecționeze picturi, sculpturi, icoane, carpete românești. A reușit să adune o colecție de peste 1500 de piese de artă pe care peste ani de zile le-a donat Universității din Tasmania, de la Hobart, al cărui absolvent era. Este de altfel, este cea mai mare colecție de artă românească din emisfera sudică, dacă am înțeles corect. Sunt 9 expoziții în total la Universitatea din Tasmania, dacă nu mă înșel. Așa este. Ea a fost catalogată și sper că împreună cu doamna Rachel Rose, care este curatoarea acestei colecții, și cu doamna Frances Tyler, soția răposatului Geoffrey Tyler, să reușim aducerea câtorva piese reprezentative atât în Australia, în orașele mari din Australia, poate în Noua Zeelandă, poate și în România. Avem la Canberra aduse 28 de picturi ale unuia dintre cei 25 de pictori români care fac parte din această colecție, picturi ale lui Corneliu Petrescu, absolut deosebite, cu un rafinament artistic deosebit și fiind și pictorul dominant al colecției și cel mai bun prieten al lui Geoffrey Tyler, expoziția nu este doar o expoziție de artă, ea poartă cu sine povestea acestei prietenii extraordinare între un australian și un român. A fost o legătură de viață și o prietenie profundă care, iată, dăinuie și astăzi, chiar dacă amândoi sunt praf de stele acum când vorbim. Foarte frumos. Și mi s-a părut semnificativ pentru relația foarte frumoasă, chiar la distanță, care există între România și Australia. De altfel, întreaga colecție este un exemplu al rolului pe care, iată, contactele dintre români și australieni le-au avut în dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări în acești 50 de ani. Da, și pentru acest centenar mai am un proiect și îmi doresc ca anul acesta să pot să fiu în măsură să vă sun și să vă spun: stimată doamnă, iată, pregătim vizita ministrului afacerilor externe în Australia cu ocazia deschiderii consulatului României de la Melbourne. Acesta este o veste foarte importantă și mult așteptată. Da.
mult așteptată de foarte multe decenii și asta va veni clar în beneficiul a peste 10.000 de români care trăiesc în Victoria și în alte state australiene și care sunt prin geografie foarte departe de Consulatul General de la Sydney. Revenind puțin la evenimentul din 23 martie, vreau să ne spuneți cine va participa la acest eveniment și ce așteptări aveți de la acesta. În primul rând am invitat membrii corpului diplomatic, apoi în afară de prezentarea colecției Tyler, voi avea o expoziție inedită de bijuterii create de o doamnă care este artist meșteșugar din Alba Iulia și care în premieră a adăugat în colecția tradițională de bijuterii, dânsa lucrează și în aur pur, o raritate, înțeleg, în Europa, a adăugat o piesă simbolică, a adăugat cloșca cu pui, exact o reproducere a piesei din tezaurul românesc. E adevărat că e cloșca cu pui de aur la București, la noi la Canberra avem doar o cloșcă cu pui de argint, pentru că distanța ne-a împiedicat să împiedicat-o pe doamna Victoria Gheotchen să ne trimită o piesă atât de scumpă, dar ea este semnificativă pentru deci tezaurul românesc, așa cum se poate admira la Muzeul de Istorie din București. Felicitări, doamna ambasador, pentru tot ceea ce faceți, pentru cei pe care îi reprezentați. Vă dorim mult succes și vă mai așteptăm. Vă mulțumesc din suflet și vă mulțumesc pentru atenția pe care în mod constant o acordați antipozilor și diasporei românești, care probabil că este cea mai îndepărtată de țară.